regula simetriei o puteți folosi și atunci când plouă, sunt băltocile pe stradă, da? Vrei să-i faci fotografie unei clădiri. E prea banal să te duci cu telefon și să-i faci fotografia. Pentru că nu vei face fix decât ce au făcut și alții înaintea ta, fix aceeași fotografie, poate dintr-un unghi diferit. Da? În momentul în care tu ți acoperi telefonul, nu știu cât de mult mă vedeți toți, de sol, da? Uite, să spunem că vreau să fac o fotografie Mihaelei, da? Toată lumea ar merge pe principiul ăsta. 9 din 10 persoane poate mai bine fix pune aparatul în față ei și face fotografia. Eu aici, dacă am o băltoacă, îmi cobor telefonul la nivelul ăsta, da? Și voi surprinde, este foarte important ca apa să nu fie mișcătoare, dar o băltoacă înseamnă apă statică. Îi voi surprinde reflexia ei fix în apa de aici. Iar, vom vedea în intermediat următoare, conturul bălții îi va da un efect de ramă și va face ca fotografia mea să fie un pic mai spectaculoasă decât dacă i-aș face o fotografie, nu știu, tip buletin sau din profil și așa mai departe. Tot așa, când avem figuri, în general, în clădire, când avem lucruri pe care, a căror simetrie o putem da noi, prin prisma plasamentului nostru. Turii. Ce imagine am mai folosit la fel? Este reflexia acelui munte în apă. Să nu credeți că fotografiile astea vă vor ieși așa, direct din aparat. Spre final o să vreau să vorbim puțin despre un top al aplicațiilor de editare a fotografiilor de pe telefonul mobil. Fotografia asta nu a fost așa din aparat. În mod cert, pe lângă noțiunea de editare simplă, precum contrast, luminozitate, balanța culorilor și așa mai departe, ea a suferit și un crop. Știți ce înseamnă crop? O decupare a imaginii. Deci fotografia asta probabil când ai ieșit în aparat, cerul era mai mare aici. Dar prin editare, prin crop, prin decupajul care a fost aplicat, o să vedeți că linia orizontului, în speță linia asta la care ne referim, este fix pe mijlocul fotografiei. Iar distanțele de aici sunt oarecum egale. Asta ca să nu stați să vă chinuiți, să-ți las cu telefonul așa și parcă trebuie să-l ridic un pic mai sus ca să-l prind sau... Nu, treaba asta se face, de fapt, nu treaba asta, foarte mult din fotografiile pe care voi le vedeți, fie expuse, fie publicate online, fie publicate tipărite și așa mai departe, trec într-un proces amplu de editare. Secțiunea de aur este partea șirului Fibonacci și n-ați învățat de la matematică, o să vă stăseze, probabil, prin clasa 10-a, 11-a, nu știu exact în secțiunea de asta. Mi-a terminat nicio program sportiv, deci matematica la mine a fost un șofer. Este oarecum asemănătoare cu regula treimilor. Ce vreau să vedem acum, o lecție de compoziție rama naturală. Este exact ce vă spuneam eu cu conturul acelei băltoci care îi conferă subiectului meu altă formă. O să încerc să străim peste ecranul ăsta, că deja devine puțin... Vine vorba de compozit, poate ai auzit adesea atunci când vine vorba de compoziție de termenul ramă naturală. De asemenea, poate ți s-a întâmplat să fotografiezi o persoană sau un obiect stând în ușă, geam, etc. sau stând în natură, să observi un fel de scenă în scenă. Astfel, topul ușii sau al geamului s-a transformat într-o ramă naturală, ajutând la direcționarea atenției privitorului către subiect. În mod normal, ramele naturale ar trebui să fie clar vizibile și ușor separabile de restul imaginii. Atunci când sunt utilizate în mod adecvat, oferă cadrului o anume integralitate și o anumită adâncime. Atractivitatea acestor imagini se datorează parțial compoziției, la un nivel mai profund, având legătură cu percepția, privitorul uitându-se practic dintr-un plan într-altul, dintr-o poveste într-alta. Cum să te folosești de rama naturală? În primul rând, ține minte că obiectele sau lucrurile aparent comune pot fi folosite pentru a cadra o imagine în mod natural. Cele mai frecvente astfel de elemente sunt copacii și ramurile pentru peisaje, ferestrele și căile de acces, ori tunelurile sau chiar un cort deschis și așa mai departe. În al doilea rând, nu uita să utilizezi cadrul pentru a transmite adâncime în imaginea ta. Există două modalități principale de a face acest lucru, culoarea și profunzimea de câmp. Unul dintre cele mai frecvente moduri de a folosi culoarea pentru a transmite adâncimea este de a avea cadrul în siluetă sau, oricum, mult mai întunecat decât obiectul principal al imaginii.
Acest lucru înseamnă că vei avea nevoie să expui pentru fundale sau obiectul principal al imaginii. De asemenea, cu ajutorul unei rame naturale, ai ocazia de a atrage ochiul publicului către elementul principal al fotografiei. Ramele nu e musai să fie complete, pot ocupa doar o porțiune din prim plan. Experimentează și alege pe post de ramă acele elemente care funcționează mai bine pentru imaginile tale. Lecția de compoziție despre rama naturală se încheie aici. Te așteptăm la următoarea. Ați înțeles în mare despre ce este vorba? Da. E vorba de a da un spaș cu acela. Da. Fotografia voastră să capete nuanțe de unicitate. Nu fotografie, nu știu, suntem la Brașov, dau un exemplu, Piața Soarelui. Ați fost acolo? Da. Nu fotografie în biserică, mergem lângă ea, facem fix ce am făcut și cu Mihaela, punem aparatul în fața subiectului și fotografiem. Dacă ne retragem puțin pe unul dintre tunelurile de acolo, da, tunelul acela va fi rama noastră naturală. Iar asta face ca imaginea voastră să fie mai aparte, un minim efort. Foarte des și de la copii de vârsta voastră și chiar mai micuți, până la oameni care vor să intre în domeniul fotografiei la modul profesionist, se poartă niște discuții privitoare la echipamentul pe care îl ai. Că e smartphone, în categoria telefonul inteligente și în categoria DSLR-ului. Niciodată valoarea echipamentului nu este direct proporțională cu capacitatea celui care îl folosește de a scoate o imagine. Diferența o face fix creativitatea. Între obiective e diferență tehnică de stabilizare, de rezoluție și așa mai departe. Rezoluția înseamnă cât de mare poți tu printa imaginea respectivă. Ca tu să faci o imagine bună fără să dai zoom, ai nevoie de 8 sau 12 megapixeli. Că asta are orice telefon făcut și pe vapor, făcut și la 20 de milioane de distanță și așa mai departe. Nu ai nevoie vreodată să-ți scoți o fotografie pe 60 de metri lungime și 40 de metri înălțime. Poate doar când vorbim de bannere, de afișaje, dar ăla e clar un lucru pe care nu le faci în vacanță. Diferența dintre un om care are un aparat foto DSLR sau un point and shoot sunt aparatele acelea micuțe care au și ele consumă orice de vacanță. Da? O va face creativitatea. Ceea ce voi puteți da dovadă știind cum să folosiți aparatul respectiv. Să îl cunoașteți foarte bine. Puteam să dau un exemplu. Eu am un Huawei P30 pe care mi-l-am dorit foarte mult pentru că în jocul meu mă ajută și mă scutește foarte mult. Dar de chestii pe care trebuie să le fac daily basics în fiecare zi. Nici acum nu știu tot ce poate să facă camera acestui telefon mobil. Și după cum ați văzut, și la iPhone și la telefoane care au Android, camerele au și un manual. Modul ăla manual îți permite să te joci foarte mult cu aparatul, să faci light trails în fotografiile acelea în care tu pictezi cu lumină. Spre exemplu, am presupune că în camera asta este întuneric, dacă vezi cumva multe timp o să putem să facem treaba asta, eu vin cu o sursă de lumină care poate să fie o lanternă și, nu știu, fac o inimă, da? Ei, în fotografia respectivă va apărea inima făcută din, în fine, din niște detalii tece și mai departe. Da, timpul de expunere mare. Ești cam nu sunt întrebarea asta, dar mi-am dacă aveți întrebări sau vreți să știți cum a fost realizată o imagine pe care o aveți în telefon sau la care vreți te gândi, oricând puteți să-mi spuneți... Imagine. Ascultă. Hai. Nu știu, dar nu știu, am făcut de asta cu lantele la telefon. Da, nu e foarte greu de făcut. Știi ce ai nevoie ca să poți lua și telefonul mobil? În primul rând ai nevoie de telefon mobil. De un trepied, pentru că el nu trebuie să stai mișcat. Da? Știți principiile, știți cum funcționează o cameră? Nu știu, vă explic imediat că e foarte, știi? Exact. Shutter speed-ul, viteza declanșatorului, este reprezentat de viteza cu care se închide, scuzați acofonia, obturatorul, al aparatului. Da? Spre exemplu, am avut mai devreme imaginea în clipul cu istoria fotografiei, s-a vorbit de un nene care a pus 12 aparate foto, da? Care au tras consecutiv, doar ca să vadă dacă atunci când galopează, calul atinge solul cu toate cele patru picioare. Da? Și s-a creat secvența aia. Secvența aia s-a creat
obturatorul s-a închis și s-a deschis cu a 125-a parte dintr-o secundă. Deci, practic, vreau să vă și dați seama, e vorba de zgomotul pe care îl face. Asta e, deci se aude de două, da? Unul deschide, al doilea îl închide. Fixing, a 125-a parte din secunde, intră, exact, intră, o să închid pe ăsta. Timpul de expunere mai lung. Exact, exact. Atunci mărești diafragma, lași timpul de expunere la 7 secunde, el se va deschide, se va închide după 7 secunde, iar tu tot timpul ăsta poți să faci acel deset. Dacă noi vom face, vom îndrepta obiectivul sau mod telefonul către soare, subiectul nostru care va fi aici, va fi întunecat. Niciodată. Bă, e foarte ce să-i faci fotografie. Mihaela, spre exemplu, dacă ea ar fi stat două scaune mai la dreapta, ar fi avut lumina naturală, care pătunde pe fereastră, fix în spate. Aia ar fi fost o fotografie contrajoc. În general, căutăm să facem fotografia din partea opusă de unde bate soarele, dacă o facem în care mai mult. Sau, când o facem contrajoc, setăm pe blitz și blitzul va avea gol de lumină de umplere, umple subiectul și avem și lumină pe fundal. Această fotografie este fixă de spunea mai devreme. Nu este făcută cu blitz din față, este lumină naturală. Dar în fotografia asta, dacă vă uitați pe creștere, în cele două fetele, soarele bate din spatele lor, e o fotografie contrajoc. Dar când fotografia asta a fost făcută cu un DSLR, nu cu un telefon, sau nu știu dacă a fost făcută cu un telefon, a fost folosită o blendă. Blenda este chestia aia rotundă de acolo, argintie. Al cărui rol, Mihaela, am vrut să spui ce-mi zic, da? Da. O să stai. Este de a lumina chipul uniform cu lumină naturală. Da? Dacă voi folosi blitz, fie că e din telefon, fie că este lampă de lumină continuu, fie că e blitz de pe un DSLR, este hard light. Adică lumina va crea niște umbre dure, cu atât mai mult dacă este îndreptată sau concentrată fix pe fața subiectului. În momentul în care te joci cu lumina naturală, poți să ai o rază de soare. Da? Sau uite, cum am spus, acum lumina, mă folosesc lumina care pătrunde pe fereastră. În momentul în care eu fac treaba asta, da, chipul este cât de cât lumina cu uniform. Clar, nu mai are anumite umbre puternice, nu știu, la nas, în jurul cumeților și mai departe. Pentru ce a fost în funcție. Foarte multe persoane folosesc Pinterest. Da? Căutați pe Pinterest și doar am văzut să vă amintesc, Posing Guide se cheamă. Este un ghid despre postura pe care trebuie să o ai în momentul în care fie îți faci selfie, fie îți faci fotografie unei persoane. Foarte mulți cei care își fac selfie sau care fac prieteni care fac fotografii prietenilor sau prietenilor și mai mult, da? Nu știu cum să stea în fotografie, da? În momentul în care avem o persoană scundă de înălțime, niciodată nu o vom fotografia sau obiectivul nu se va afla peste nivelul privirii ei, pentru că după ce îi scundă, o vei face și mai scundă. Da? Dar în momentul în care îi faci fotografia oarecum, puțin sub nivelul privirii, îi dai altă alură, altă distanță, valabilă și reciproca pentru persoanele înalte. Dacă vă uitați pe Pinterest și acolo găsiți o sumedenie de chestii legate de posing și așa mai departe, vei vedea de ce o fotografie în care stai așa, cu alta în care stai din profil, da? Vei vedea diferența astea clare și fotografii. Și chiar sunt și chestii foarte ușor de făcut și foarte legere și la îndemâna voastră pentru toată fotografie mai bună, pentru Instagram, pentru ce avem de mai. Ideea este să nu stați pe cineva, pentru că la fiecare să nu stați pe cineva, dar nu orice, dar să vă luați un lucru.
Mi-a făcut clarul focusul de care vorbeam fix pe chipul, pe chipul subiectului. Desele rămâne pe lângă avantajul obiectivului interschimbabil, au avantajele faptului că foarte multe din setări pot fi făcute manual. Și cu ce ajută treaba asta? Fix ca să facem fotografie stelelor, fix ca să facem fotografie cu lumină în 1001 de feluri creative. De aici pot face focusul pe subiect, în condițiile în care aparatul meu este setat pe modul manual. Iar aici este zoom-ul clasic. Îndepărtez și apropiez. Și apropii, pardon. Corpul aparatului, body-ul în limbaj tehnic, acesta este grip, este o suplimentare a bateriei. Eu am nevoie în mod continuu ca aparatele mele să fie încărcate, să fie pregătite, pentru că săracele trec într-o grămadă de chestii. Așa, dar e foarte important să am bateriile în mod constant. Cum am rezolvat aspectul ăsta? Am luat un grip pe care l-am montat aparatului. Aparatul, când îl cumperi, cumperi doar partea asta. De aici, eventual, și cu un obiectiv micuț de kit, nu cred că le mai am. Sunt unele 55, niște obiective de familie. I-am pus clipul, acum pot să stau liniștit că oricând am baterie. Iar partea de sus este blitzul. Da. Pe care folosește lumina artificială. Foarte puțin folosesc blitzul, pentru că folosesc obiective foarte deschise. Una este maniera în care subiectul tău este luminat de lumina naturală. Adică o să vedeți diferențe enorme între un subiect luminat de lumina naturală și un subiect luminat cu blitzul. Temperatura blitzului se măsoară în grade Kelvin din intrarea lumină tehnică. Are o lumină rece. Da? Dacă vă uitați la chipul oricărui de lângă voi sau așa mai departe,
o să vedeți că suntem în nuanțe calde în momentul de față, da? Pentru că asta este lumina, lumina naturală. Am folosit blitzul, deja înseamnă niște nuanțe de albastru pe chipul subiectului, nuanțe care nu se justifică în mod, în mod natural. Vă dau aparatul din mână în mână, dacă vreți să-l vedeți nou, să nu scăpați. Când și deschid, dăm și mie 4 baterii, să le pun și lui zic. Asta este ecranul, aparatul. Foarte multe din aparate au ecranul acesta static. Exact cum e ăsta. Eu nu sunt fan Nikon, dar... nu sunt fan Nikon, că n-ar avea aparatul bun. Eu am început pe Canon și n-am. Pe mine mă ajută foarte mult ecranul acesta, la toate aparatele Canon-ul l-am, fix pentru fotografiile de care vorbeam mai devreme. Iar o să folosesc pe Mihaela drept pe exemplu, dar o să fac o fotografie de aici, e un cadru banal, da? Dacă eu mă duc un pic așa, trecând peste faptul că arăt ca mușcă ciuc, da? Și pe să mă plec, l-am trecut pe live view. Îl scoatem și capul, zic eu, duși. Ar fi de la telefon. Nu vrea să vină cineva? Uite, te folosim pe aia. Și-a rămas să nu-i pe da, și mă folosesc fix de treaba asta. Spate și subiectul. Da? Ca să luminăm subiectul, blitzul va trebui să fie așezat în poziția asta. Pe noi ne interesează să-i dăm cu lumină în fața subiectului să-l luminăm. Da? În momentul în care suntem într-o încăpere, blitzul face bounce. Ce înseamnă bounce? Înseamnă că el îmi trimite lumina în tavan sau în pereții din jur și treaba asta, fizic, o vin, se face fizic, nu? Când ajunge așa? E, lumina aia se popacă. Stai o secundă, că e pe modul... Așa, ca să nu mai vezi. Așa, să-i faci o fotografie. Apeși pe ăsta ca să-i scoți pe live view. M-am găsit. Zoom-ul că trebuie să-l dai aici. Da, e acum vezi că tu vei face focus-ul. Când am o fotografie, îl vei face singur de aici. E destul de greu pentru... Uite, că tot vorbeam despre obiective de schimbare. Știți că am întunecat apoza? Îl lăsăm în modul automat ca să și aia singur setările, că după aceea o să vă pierd în detalii. Asta este volumul. Obiectivul pe care l-am avut pe aparat, acesta, e un obiectiv tele. Practic, cu cât obiectivul este mai lung, cu atât îți permite să faci... Ajută-mă să te vezi. Fotografie la distanță. Practic, îți permite... îți permite să dai zoom mai mult. Obiectivul ăsta, spre exemplu, este un fix. Este un obiectiv foarte luminos. Nu am nevoie de blitz la el ca să fac o fotografie. Pentru că, na, el fiind foarte deschis, îmi permite să captez foarte mult de lumina naturală. Uite, o să închid blitzul. Acum am o fotografie cu totul mai natural. O să-l încerci. Monica, e subiect cu nici părere. Ce bine, înțeles. Ia să vedem, apasă play. Jumătate față ne-a rușit. Alt sfat foarte important, când faceți o fotografie cuiva,
O să mă folosesc de imaginea aia. Nu-l tai în imagine. Fotografia niciodată nu va începe și nu se va termina. La gât. Exact. La gât, la încheieturi. Deci facem o fotografie bust, da? Nu facem fotografia de aici în sus. Facem fotografia fie de aici în sus, da? Fie de aici în sus. Valabilă pentru orice încheietură. Începând glezne, genunchi, bazin... Bazin nu e încheietură, dar nu știu de idei. Băi, poate așa mai departe. Mai departe. Orice întrebare aveți. I-aș întreba câți dintre ei au un aparat. Da. Am două acasă. Bun, dar e cu obiectiv fix. Înseamnă că sunt deschise. A, am spus că e obiectivul fix ca și... Lumina așa. Hai așa, mă. Iluminare. E ok? Da, nu mai. Mamă, mică. Mamă, mică. Să simt că să simt contrașa mai mare. Asta e bine. Hai de viața mea, de ce m-am văzut? Da. Poate puși de ceva. Dar ce-o putere mele de pe Insta, mă? Sunt oribile. Ce vrei să spui? Să faci ceva? Sau ca tine? Păi, să fac. Da. Mihai. Mihai. Colegii tăi o să fac ceva fotografie. Da, aici ești pe spate. Da, exact. Asta e și ideea. Ține o parte neagră, că o să te ajute foarte mult. Da, bine. Așa. Sensual. Da, mă. Ce știi? Ți-am luat cam mai de vreme, cum să ajungem puțin mai în spate. Băi, dar să vedem bine. Da, îl dăm pe live. Aparatul unde vezi aici de smanice, să înseamnă în modul foarte sau automat. Să nu înseamnă în modul foarte. Domnul ăsta. Nu, put una. Rotește de la dreapta spre stânga. De asta. Nu. Exact, de simt. Ca să fie mai multe stacă. Mai multe stacă. Momentul ăsta, exact. Da. Poți să miști aparatul ăsta la un joc. Tu poți să îl miști? Îți zâna și faină. Fixa să-l încărcă. E asta de pe lor. Așa. Bun. Apici până la jumătate ca să-l focusezi. Mă simt sărat de când am dat. Și duci după aceea, uite. N-au înțeles, stai la aici. L-am focusat, da? Și eu acum am degetul apăsat până la jumătate. L-am dus până la final, aparatul declanșează. Au! Da, te-am putea rău. Fără bliț. Mi-a dat și eu. Acum este fără bliț. Încadrează-l.